Hei, eu sunt Jang, el este Weed, prietenul meu, partener, noi suntem 2-0. Cred că v-aș da seama deja că suntem în aceeași sesiune de filmare, când vorbeam despre Andragogan și sirenele. Și tocmai ce am venit de la o pauză de masă și suntem cam plini acum. Și îmi vine să, nu știu... Să vărs. Nu, îmi vine să stau puțin. Să stau puțin cu tine, să vorbim despre viață, despre viitor. Asta e ideea, și nu? Și hai să mergem la planeta lui Bowser Jr. Hai să intrăm direct în brânză, Weed. Pauză, dar noi avem o slujbă la 2-0. Avem o slujbă să vorbim despre Andragogan și despre sirene și despre operațiile pe care le-a suferit Andragogan în legătură cu silicon. Și bineînțeles, nu putem să lăsăm asta pe YouTube, pentru că din nou am încercat să vorbim despre chestii interzise. Și știi ce s-a întâmplat cu episodul 2 din Mario Galaxy, pe care a trebuit să-l oprim? De ce ne ducem mereu acolo? Ce ne atrage? O forță, o gravitație ca în joc, știi? Parcă da. Parcă este un fel de trigger pentru noi că am început seria Mario Galaxy și acum putem să o continuăm doar menționând despre Andragogan, silicoane și... Și bineînțeles am revenit nou că nu putem să lăsăm partea aia pe YouTube, ți-am mai zis. Ce? Da. Ah, gata, știu exact ce trebuie să facem. Bă, dar acum poate bine. Chiar vede Andragogan ce zicem. Nu o să știe niciodată ce am zis. Algoritmul, da, aș să vrea ne ducă. Să ne ducă la Andragogan. Dacă zicem de multe ori Andragogan, poate o să fim... menționați la ea în feed. Dar ce e, mă? Chestia cu Bloody Mary în oglindă, noaptea? Da. Ai făcut vreodată? Ai avut pe o? N-am făcut niciodată, dar mi se pare stupid. Ai făcut? Nu. Faci? Mi-ar fi frică. De cine știe ce poate să se întâmple? Dar știi ce, n-are sens? Dacă chiar apare ceva, ce? Dar chestia aia e valabilă în America, da? Cu da. Bloody Mary, Bloody bla bla bla. În România ce îi zice? În România de ce? De ce ar funcționa? Ce vine de acolo, fantoma, până în România? Nu, avem și noi a noastră. Maria Sângeroasă. Mariana, Mariana. Cum să fac să duc acest bullet bill? Ah, trebuie să nu-l omor până aici și abia aici să-l omor, știi? Mhm. Ok, fii atent aici. Ține-l sănătos, măi mamă. Ok, deci trebuie să fac multe salturi în aer, ca să-l țin în sus. Da. Să nu intre în pământ. Eu uite. Vino ca. Nu. Stai sus. După cum observare, ochii roșii. Perfectus. Bifidus essensis. Ok, hai că îmi place. E o mecanică super interesantă asta. Mm-hmm. Îmi place că în Mario sunt multe chestii noi. Wow. De fiecare dată sunt chestii noi. Mecanici noi. Oameni noi. Luigi noi. Uite cum a ieșit ăla. Albă. Ca un supozitor. Uite aici să-l aducem. Perfectus. Cred că nu trebuie să merg sus pe bobina aia. Cred că arată ceva. Aia. Nu cred, mă. Merge să ne batem direct cu fisul lui Bowser. Bowser Jr. Uite-l! Pe navelul Taixu, vezi? El dă bani și fisul își bate joc de ei. Așa sunt copiii din ziua de azi. Copiii din ziua de azi își cumpără branduri, haine și nu știu cum, pe banii părinților și se flexează cu ele. Da. E unul pe TikTok, dacă l-ai văzut, nu știu, care se duce pe la oameni așa și că... Salut, ce branduri poți? Nu știu, dar... Ci, păi am niște Sleazies, niște nu știu ce în picioare, nenorociții ăștia de pantaloni nu știu cum, ăștia... Copiii din ziua de azi, am vorbit pe TikTok cu niște membri de la 2-0 care sunt prinși în acest viciu al brandului în România și mi se pare super cringe, că pentru ei contează foarte mult firma. Și exact. Dau sute de lei. Băiatul ăsta a dat 800 de lei pe o pereche de Adidas și mi se pare enorm de mult. Nu a justificat prețul ăsta pentru o pereche de Adidas. Nu-mi pasă de brand, știi ce zic? Da. Nu-mi pasă. Da, tocmai, dar... Poți să fie Adidas, Sandu Ciorbă, tot în cumpăr. E o chestie socială, gen colegii lui, prietenii lui au. Da. Și vrea neapărat să aibă și el, ca au ei. Păi totul a început cu Five Gang. Să știi, promit că-i vine la 5G și lui cum o cheamă pe aia, Diana Condurache. Dar Shelly, de ce nu? Și Shelly, da, bineînțeles. Și Gami OS? Și Gami OS. Mamă, ar trebui să mai recitim fanfiction-ul Shelly, al nostru. Să-l recitim. The 5G Bible. Perfect. Mamă, ce bun am fost, ai văzut? Da. Chiar ai fost bun. Ba. Ne-am uitat o dată, l-am urât din prima. Abuz de copil. Oh, mi-a vibrat. Ai primit mesaj pe poală, da. Yahoo! Yahoo, hihi! Păi, uite, încă o stea la Palmares.
Hai că nu mai avem așa mult, suntem la jumătatea jocului. Uite, un joc, un joc unde să faci stele e bine. Nu ca în GTA. A, da, da, stele la poliție, stele... Stele căzătoare. Bun, hai că ne reîntoarcem la casa lui Salina. Vezi că nu e toată aprinsă. Mai e partea care nu are curent. Mansardă, nu. Trebuie să tot dăm drumul la curent în stația asta. Uite, partea e neluminată. Mă rog, anyway. Install. Do you want to speak in English from now on? Sure. Because my idol, Andra Gogan, yes, has implants. Has really big, you know what? A really big show. Așa, fii atent. Vezi tăuțile astea? Asta reprezintă, cred că, toate nivelele pe care trebuie să le facem în Mario. Am făcut una, asta galbenă, da, care e asta de aici verde, în care am fost. Și mai avem o grămadă, mă. Una, două, trei, patru, te-am mințit, cinci, și după aia centrul universului, uite ăsta, șase. Și de ce minți? Că mint, așa sunt eu, sunt mincinos. Hai să mergem să vedem cum e noul dom, când i s-a deschis o nouă cale. Noua cale pe care putem să o ajutăm. De-abia și să luminăm și partea aia care e în beznă. Arată foarte frumos. Wow, wow, wii, wii, wow! Yahoo! Aici e zona cascadelor. Niagare. Micile Niagare. Noi de ce nu avem cascade mișto în România? Sau? Bă, avem. Da, bine. Dar de ce nu merge niciodată? N-avem chef. Ok, uite, avem exact 9 stele. Exact de atâtea stele e nevoie ca să deschidem noua zonă, da? Bă, stai așa că trebuie să fac exerciții fizice ca să joc pe Wii. Trebuie să ții mâna încordată. Bun. Space Jam Galaxy. Hai să vedem. E planeta Rebu. Ah, deja are de-asta de COVID, vezi? Gen... Da, chiar arată ca un COVID. E ca un COVID-19, da. E un junk. Mă rog, Gandragogan. Bă, dacă tu de Galaxy. Hai să vedem. Totul e foarte tehnologic aici, de data asta. Ia să ne tragem de asta. Ho, ho, ho. Și acum dacă îmi dau drumul, cad în asta nouă? Hei! Da, cazi că uite, aveai umbra acolo, știi? Ah, ok, genius. Ce-mi place jocul ăsta? Eu îți gâdile percepțiile, simțurile. De că ce se iau toate astea? For you! Ți-ai că... Mersi. Auzi. Ți-ai că înainte aveam problemă cu... mă dărea puțin capul. Cu motion sickness, da. Da, că te ducea prea peste tot. În sfârșit, mă înțelegeai și pe mine. Da, dar acum sunt bine, sunt obișnuit. Dar ce te-a reparat? Că vreau și eu. Știu că te-am mai întrebat, dar... Da, ai aceeași chestie. Nu știu. Dar uite, eu n-am la asta. A, n-ai deloc? Ok, no. E bine atunci. De ce, tata mare, nu poți să scap din asta? Nu știu, nu te lasă să duci în față, pe planeta mică, pe asta? Încerc. A, ok. E bine că m-a primit. Deci, iau ăsta. Oh, 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 uite! Aici chiar nu mai văd nimic, stop! Ce fac? Ok. Trebuie partea cealaltă. Îl pierd, e bila prea mică, știi? Și... Da. De aici... Micile bile. Uite încă una. Deci, nu pot să explic cum merge controlul aici. E! Ia. Încearcă să te plimbi. Așa, mergi în spate. Și uite cum te pierzi aici. Hai mă că te pierzi, gen mișcă de stânga-dreaptă, stânga-dreaptă, întoarce-te invers. Da. Știi ce zic, nu? Da. E contraintuitiv. E ușor, când ajungi pe partea cealaltă, da, e ușor să-ți dai seama cum... Da, bine, da. Trebuie doar să te vezi din față și după aia prin spate intuiești. Nu e foarte n-ai ușor, da. N-am timp să intuiesc acum, uite. Eu acum trebuie să trag, acum trebuie să împing. La un moment dat, când sunt în spatele bilei, trebuie să trag și după aia să împing de joystick. Steloiu. Ai constant nevoie de adaptare în jocul, să știi? Da. Și să te adaptezi mereu. Te adapti? Adaptezi. Adapi. Adăpa. Să te agapi. Da, și te agapi. Și du-te și te agapă. Aimed așa... Mamă, ce mișto. Și asta are propria gravitație. Fiecare corp ăsta are gravitația lui, vezi? Ce stau? Și cum intri în mijloc, nu? Poți... Nu trebuie, deci... Nu doar astăzi, doar de legat de ele, da. My bad. Și ce îi face în mijloc? Că e gol, se vede clar. Ok, hai să traversăm. Uite, se aruncă un câmp de asteroizi. Cu gamiz. Gamioes. Și mai încolo cred că o să fie trasee în care chiar dacă te atingi de margini mori, ceva genul. Sunt bombe. Opa. Opa, tropa cu Dalin. Aici e un nivel care te învață să te obișnuiești cu mersul prin spate. Te pune în temă. Da, am puțin motion sickness acum. Acum, nu? Da, abia acum. Eu acum nu mai am. Dar mai înainte am avut. Noi suntem exact invers. Ia și acum se transformă în... Oh, invers.
De cap în jos acum. Păi e angel din spațiu. Un motion sickness mild. Este e bearable. Da. Nu e ca la VR, de exemplu. No, VR e the worst. Da. În VR nu pot să mă joc. Eu urăsc joc în VR. Pentru mine VR-ul nu e pentru jucat. Că tu ai zis că poți să te joci, eu aveam probleme mari. Eu și știu, dar nu-mi place. Poți să mă joc, dar nu-mi place. Nu simt nevoia să mă joc în VR. În VR vreau să explorez. Păi știi ce senzație n-aș cât... Deci... Dacă mă joc ceva în care... Dacă mă dau într-un roller coaster în VR... Da. După 3 secunde îmi vine să voi. Deci fii atent, măi așa, mă iau toate căldurile și mi se încălzește fața așa și transpir la frunte și nu știu ce. Da. Și după aia încep și simt coamețesc și e puțin, îți vine puțin să vomiți. Dacă îți dai casca jos și stai 5 minute, îți revii. Dacă da, continui să te joci că e fun și nu știu ce, când auzi? Îți dai casca jos după 2 ore, 100% vomiți. Deci 100%, asta îmi trebuie. Care e timpul în care tu o să începi să vomiți? Cred că o oră, două. O oră de stat în Viena, nu? Da. Știi băiatul ăla care a stat o săptămână întreagă? Da, dar a cituit un pic. Promit. Vedea prin camera de la cască, când se ducea la baie. A, sincer, da? Da. Nu știu. Mi se pare un pic cheating, el nu și-a dat casca jos, da, ok. Deci e cool că se formează... Stai, trebuie să merg aici și le iau pastea? Cred că da. Așa de. Deci e una. Îmi place că se formează în timp ce mergi, de? Păi și acum de ce nu se mai formează? Pentru că nu mai e pe acolo. Aaaa! Trebuie să găsești traiectoria corectă. Cred că pe acolo. Da, cred că pe aici. Zici tu? Da, așa e. Bravo! Da, așa e. Bravo! Aaaa! Te-ai imitat pe tine, tata. Vezi? Mai bine să mă imiți. Hai că odată câte o spasmă de-aia. Da, bravo, așa. Falula. Bine ai venit la lumea lui Falula. Falulis. Lord Falulis. Hai să mai băgăm o fisă. De data asta promit că nu mai cad. Pe fisa cui vrei să o băgăm? Oh. Pe fisa lui mama lui Andragogan. Adică pe Andragogan. Hai să vorbim despre operațiile pe care le-a suferit și de ce. De ce crezi că a ajuns să aibă nevoie și să facă acel act al silicona? Ce era scat. E bine, e bine. Stop. Ok. Andragogan e cu mine. Redresi. Ți apare aici. Un cult al Andragoganului. Coganei. Coganei, scuze. Era să mor cam... Hai să nu facem la masculin ceea ce nu este, Jeng. Da, exact așa ar zice un membru al cultului. Nu face ceea ce nu este. Nu opera ceea ce nu-i nevoie. Oricum, am zis o prostie. S-ar putea să stai de aici, nu se știe. Da, păi n-ai cum să-l lași. Oh, era să cad iar. Oh. Și ultima, da? Oh. Ultima. În sfârșit. De data asta, dacă caz, sunt cel mai mare... Dar bineînțeles, nu o să pot să pun ăla pe YouTube, că n-am voie să zic cuvântul respectiv. Dar știi că înainte, în episodul nostru vechi, zicem foarte multe prostii? Da. Și cred că de-aia suntem shadow banned. Eu te-am zis să nu zicem prostii. Nu, nu. M-am uitat. Cele mai multe tu le zici, le pronunți, le pronunți cu... Da, pentru că am văzut că și tu zici și am nu, zis, ok, eu n-am zis niciodată, tu le-ai zis full on, crede-mă. Ia zi. Eu de fiecare dată, m-am uitat la episoadele vechi. Hai, dă-mi un exemplu. De fiecare dată când tu ziceai cuvântul acela cu F, instrumentul ăla pe română, F, da, da. Eu ziceam, e sigur că putem să zicem asta? Da. Și tu zici, da mă, ce are? Deci eu nu am început niciodată eu. Credeai că l-ai tăiat. Nu am tăiat. Tu ai zis lasă așa. Bine, mă. Îți pare rău măcar? Da. Nu, mie nu pare rău, dar mie că o să rămânem așa în obscuritate și nici măcar Andragogan nu ne cunoaște. Da, o să ne cunoască, că ai făcut afiș. Am făcut o afiș. Da. 2-0 nu e pentru oricine. Nu da. Oricine înțelege ce facem aici. 2-0 e un cult. Destul de satanic. E un cult al siliconului. Ne pasionează foarte mult operațiile cu silicon. Ai vrea să vezi silicone așa în formă de obiecte de cult, știi? Da, da, da. Silicon peste silicon peste silicon. Mare turn. Siliconul născător, foarte păgân. Ia să vedem. Și în fiecare an vin oameni și se roagă la turnul de silicon. Aolo. Și leagă pene de corb, știi? Cu ofrande, cu chestii, cu ouă. Da, cu sânge. Nu mai zic. Așa, tu dacă ar fi să-ți bagi silicon undeva, unde ai băga? Știi de ce. Și eu, știu. Gata, hai că mai avem puțin și terminăm.
Luăm o pauză dacă vrei. Crezi că am greșit că am mâncat? Da. Promite. Dacă mă întreb pe mine, eu cred că am greșit că am mâncat și te-am întrebat. E sigur că vrei să mâncăm? Eu sunt sigur. Știi că ce se întâmplă? Eu aveam poftă de mâncare, dar ce? Simți că mâncarea te face să fii blăgit sau cum? Da, mâncare. După ce mănânci, ai nevoie să stai să-ți faci siesta. Ai auzit acest concept? Dar stai, uite, stai. Nu zice nimeni să nu stai. Stai, calmează-te, relaxează-te, tu poți doar să te uiți. Eu poți să mă uiți, să nu zic nimic? Ar fi ură din partea mea. Nu e adevărat, dar răspund la ce zic, că nu trebuie să zici. Da, am înțeles asta, da. Trebuie să fii tu cu burta plină. Poți să fii asta. Nu trebuie să te panichezi că ești cu burta plină și... Păi nu mă panichez. Și lumea râde de tine că uite pe weed. Cu burta plină. Am mâncat și acum e așa cum e. Cetatea mare, ăsta e un camec mai diferit decât ceilalți cameci. Văd ce se află aici. El e... Kame! Kame! Carmen. E femeie. Bă, ce prost sunt. Aveam o singură slujbă și am dat kicks. Fie de aici, fie. Nu, altă, te rog, te rog. De data asta sigur. A, el mi le dă, ce prost. Da, el ți le dă. Dacă te una, ți-o dă cu foc. Ia. Asta sigur e hit. Deci e simplu, să nu intru în ale de foc și să le prind pe alea verzi. Easy peasy. Mamă, tata mare. Și exact ce ai zis că nu trebuie să faci, ai făcut. Nu știu, simt că mi-am pierdut mâna. Simt că nu mai pot să fac nimic. Simt că sunt prost. Simt că nimica din viața nu mai contează pentru mine și aici se termină viața mea. Nu se termină. Și în joc și în realitate. Mai contează, trust me. Ce-a pupat de are verde în bot? Are buzele verzi. Ala de la albină de mai din episodul trecut, știi? Ce ăla? Nu vreau să-l numesc. Avea un fon așa. Da, la era era, nu era verde, dar ce era în el era verde, cred eu. Baby Yoda e verde. Da. O știi pe doamna aia care a pupat pe Baby Yoda în episodul ăla cu Baby Yoda, când l-au luat doamna aia pe Baby Yoda în brațe. Ca să-i dezumă de ce? Și toată lumea urăște pe doamna aia că l-a pe Baby Yoda și l-a tratat ca pe un copil. Știi că e o cântăreață? Promite, nu știu. Că nu Lizzo sau ceva. Nu știam, nicio. Am aflat ulterior. Eu de obicei cam știu cântăreții ăștia. Văd că de nu. Etnie romă. Nu mă, am tăiat și de aici că nu putem să zice cuvântul ăla. O să tăiem mult din episodul ăsta. Pentru că e episodul după masă, știi? Episodul ăsta o să rămână ca filmul cu John Wick. Știi că el zice doar 25 de cuvinte în film? Promite! Da. Trebuie neapărat să fie filmul ăla. Sună bine. Doar 25 de cuvinte, atâta zice. Și știi de ce? Pentru că e marketat foarte mult în China. Și chinezii nu înțeleg. Da. Și l-au păstrat la minimum dialogul. Se zice că e un film bun când nu ai nevoie de dialog în el. Păi e numai bătaie. Adică... Și că dacă fă-mi un film bun și dacă se poate pune și dialog. Știi faza aia? Cine a zis-o? Un mare... Confucius. Da, un mare om. Nu, dar chiar sună bine John Wick și chiar vreau să-l văd. Chiar dacă nu l-am văzut pe cealaltă, am văzut puțin în primul când i-au murit. Tu n-ai văzut John Wick? I-au murit câinele în primul. Ai văzut primul? Da. Cap coadă? Nu, doar când i-au murit ăla din Game of Thrones câinele. Și după aia s-a dus să-i bată. Și cam atât. Dar până acum am trăit cu impresia că tu ai văzut toate John Wick-urile. Tu l-ai văzut? Nu. Păi tata mare. Păi am văzut și eu primul când i-au murit câinele, l-a găsit pe jos cu dura de sânge. Da, și după aia am văzut când s-a dus la ei la... Avea un service auto aia și s-a dus acolo și i-a bătut. Da. Dar mai mult de atât nu prea mai știu. Cred că a dat peste mai... Era mai mult decât părea, era o organizație de mafioți. S-a băgat unde nu fierbea oala. Dar din nou, e genul ăla de film simplu. Sunt tipii răi și ăsta merge și bate. Cum eram noi, când eram copii și vedeam filme cu Van Damme. Da, da. Asta e John Wick. Am fost în parc. Am fost în parc cu 5BG-ul, cu familia mea, cu părinții, cu fratele, nu știu ce. Mergeam pe parc și am trecut pe lângă niște pensionari care stau pe bancă și au și băbuțe și moșulici față în față, pe bănci, din parc. Șah? Nu. Nu șah, era o zonă separată de șahiști, mă rog. Dar 5BG-ul e destul de populat cu, mă rog. Și eram și cu un copilaj mai mic al lui cumnată mea și eu, numai eu l-am auzit pe moșulic ăla, ci că... Diseară am întâlnire cu Nuța. Și o să facem sport sângeros 5. What? Uh-huh. Nu pot să cred. Era puțin luat și să dea cu picioarele. Avea picioare super mici. Toți oamenii se dau cu picioarele pe pământ, pe bancă. El stă cu picioarele așa, nu aia.
Și avea, și avea un pahar de bere așa, că erau, erau tot felul de magazinași de să-și apere. Și se dădea așa de picioare. Diseara se întâlnește cu Nuța și face sport sângeros 5. Mi s-a părut funny și am spus-o frate, te auzi mă ce a zis? Și se pare că mâine așa să-l ia cineva. Și niște băbuțe de acolo l-au luat pe copilul ăsta lucumnată mea și i-au dat niște biscuiți, știi? Da, da. Dar nu au auzit ce a zis ăla de lângă. Eu a fost Jang, a fost Wade. Ăsta a fost, ar putea să fie ultimul episod. Se termină cariera noastră. Nu știu. YouTube. Abia începe. Promite. Da. Promit că abia începe Jang. Atunci înseamnă că ne vom vedea în episodul 6. Sau ceva de genul 5, nu știu. Avem 11 stele. Deci mai deschidem încă o galaxie. Ăsta costă 12. Ăla 15. Cine a întrebat? Și aici... E un nou traseu din ăla. Super... Super gimmicky. Hai să-l facem. Pam! Pa! Ba 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 ba